În jur de 1000 de pomi decorativi vor fi sădiți pe teritoriul orașului Florești. Pomii au fost procurați de la o firmă din Ștefan Vodă și urmează a fi sădiți o parte din ei în primele luni ale anului 2011. Aproape 1000 de pomi sunt câștigați în acest proiect. Ceilalți pomi o să fie sădiți pe strada Vasile Lupu, o să fie completată și reparat parcul orășenesc. Procurarea acestor pomi de specie tuia s-a făcut datorită câștigării unui proiect de către specialiști din cadrul primăriei orașului Florești și a societății pe acțiuni servicii comunale Florești. Acest proiect a fost înaintat la un concurs. Concursul a fost câștigat de o firmă din raionul Ștefan Vodă, care ne-a pus la dispoziție materialul săditor. Jumătate din cei 300 de pomi care sunt preconizați pentru sădire până la finele anului curent deja au fost sădiți pe strada 31 august. Ceilalți vor fi sădiți pe strada Vasile Lupu. E un lucru bun ceea ce faci. E foarte bun lucru. E lucru foarte bun și e frumos. Foarte bun pentru orașul nostru Florești, foarte împrospățim aerul în primul rând și devine o stradă foarte, foarte frumoasă, în stil european. Finanțarea acestui proiect de înverzire a orașului Florești constituie o sumă de peste 249.000 de lei.